Salutare dragi și bine am găsit la un nou jurnal video aici pe România Cultur Car. alături de mine se află Andrei Marius Mangalia. Salut Andrei! Salutare pasionați de viteză în coastă! Dragilor, astăzi vom discuta despre campionatul național de viteză în coastă și trofeul Masters, evident despre aceste două competiții. Vom prezenta clasamentul pe anul 2024, plus experiențele noastre personale, cum va arăta anul 2025 și nu numai. Andrei, să începem cu clasamentele. E bine, o să începem mai întâi cu trofeul Masters, campionatul care a strâns și mai rapizi piloți din viteza în coastă românească. Am avut șase etape în acest sezon, patru etape comune cu naționalul de viteză în coastă și anume Răjnov, Rânca, Reșița, Sinaia a revenit cu etapă strict de Masters, Baia Mare și final a fost la Poiana Brașov, etapă strict de Masters și am avut aproape 100 de piloți la start. E bine, clasamentul Open care a revenit iată în viteza în românească, victorie pentru Jérôme France în acest an, pe trei mașini diferite pe Nova Proto MP03, pe monopostul Ulmistrar, că și pe o Nova Proto MP01 de ultimă generație 5 din 6 etape câștigate pe Tujerom și devine campion național absolut la această disciplină. Pe poziția a doua l-avem pe Octavian Ciovică cu Radicalul S8, câștigător la Râșno și Tavi a avut un sezon bun aș putea spune la Masters. El la final de etapă de, de la Pana Brășfa a spus că va lua o scurtă pauză competițională, să vedem ce va urma și pentru el în sezonul 2025. Iar pe poziția 3-a îl avem pe Alexandru Pițigoi cu o nouă mașină venită în viteza în coastă românească, un Porsche 992 GT3K mai exact, o mașină de ultimă generație care l-a adus iată pe poziția 3-a la final de sezon. Mergem mai departe la categoria 1, categoria dedicată turismelor în principiu, iar aici același Dodo Pizigoi este pe prima poziție, urmat de Radu Bene, ce în acesta a făcut și el switch-ul de la Porsche la un Ferrari 488 Challenge mai exact, iar pe treia a venit Costel Cășuneanu cu o Skoda Fabia pregătită special pentru viteză în coastă, o mașină care, să vă spun, e și pe de ce mai spectaculoase sunt mașini de curse pe care le-am văzut în ultimii ani în România și iată Costel vine pe poziția a treia mai exact. Mergem la categoria 2 unde avem maș și în acestea prototipuri sau monoposturi unde același Jerome este campion urmat de Tavicevic și pe trei îl întâlnim pe Emil Ghinea cu norma M20 Evo tot aici ca mențiune aș putea spune Răzvan Dragomir pe Silver Car care a venit pe un silver care străi în acest sezon sau de ce nu pe Aurelian Andronache do de așa cum știm ce a venit la Poiana Brașov cu un monopost Wolf GB08 Thunder care a mers și la superare în sezonul 2023. Mergem mai departe la o nouă categorie apărută în viteză în cu asta română, scrie bine masă, scrie bine CNVC, categoria 3. Ce înseamnă categoria 3? Și anume mașini electrice sau mașini diferite. Exact, Loganul din spatele tău, Vlad, a fost încadrat la categoria 3 și, apropo, a ieșit și campioană această mașină prin Bogdan Popescu în acest sezon. Pe poziția doua avea pe Dominic Marcu, care în acest an, pe lângă Tesla Model 3 Performance, a dezvoltat și o Tesla Model S Plaid făcută special pentru această disciplină. Prima Tesla Model S gândită pentru viteză în coastă în Europa Amândoi am avut ocazia să mergem la lansarea acestei da, da, da. mașini și totodată pe poziția 3 îl avem pe Horia Platona, Horia care a desfășurat și o mașină edită pentru viteza coastă europeană și anume un BMW i. 4 mai exact, pregătiți special pentru această disciplină cu multe spoilere difuzoare din acelea foarte mari gândită pentru aerodinamică această mașină și Horia vine pe locul 3. Vreau să menționez că domnul Marco este campion la electrice în acest campionat, iar Platona este pe locul 2 la acea grupă. Mergem mai departe la grupele de performance factor, mai exact, grupa 1 mai, mai precis. Iar aici, pe prima poziție, avem pe Radu Bena, ce a abordat o bătălie foarte strânsă cu Costel Cășuneanu. Cășuneanu mulțumindu-se cu poziția secundă. Pe 3 la avem pe Mara că Călin Făgădar cu acel frumos model Mitsubishi Lancer Evo. Și tot aici l-am avut și pe Mihai Leu la această grupă cu un spectaculos Audi r GT3. Mergem mai departe la grupa 2 de performance factor, aici unde pe prima poziție avem pe același Dodo Pizigoi, Locul 2 este ocupat de un pilot deja foarte cunoscut în lumea vitezii în coastă românești și anume Horaț Ionescu Cristea, ce a venit cu un Porsche 991 GT3 Mantai Racing, o mașină inedită, aș putea spune, și ce am văzut o mașină de concurs acolo în top 5 Horatiu cu acest model. Pe locul 3 îl avem pe Alexandru Mitroi. Alex Mitroi, ce în acest an a venit cu o mașină inedită, aș putea spune, un Audi 4 s o replică a acelei mașini de grupa B din raliuri, a venit cu ea la etapele de coastă și a făcut spectacol, o mașină care a fost admirată de foarte mulți oameni la etapele la care am fost și eu prezent și chiar a atras multe, multe priviri, iar Tsaki, așa cum știm, prin de locul 3 la grupa 2. Grupa 3, cu de performance factor, aici întâlnim mașini Mitsubishi Lancer sau chiar modele TCR, mașini de circuit mai exact, iar Dudu Schenke devine campion național la această categorie, la această grupă mai exact de performance factor, pe Mitsubishi Lancer Evon 8, iar pe locul 2 avem pe Reșițianu, George Schiopulescu cu Cupra Leon TCR, rit solid pentru George în acest sezon la această disciplină și pe 3 avem pe colegul său de echipă, dacă este să -i spunem așa, tot Reșițian Claude áudio chuca tot pe Cupra Leon TCR. Dacă existăm în zona de mențiuni și chiar am niște mențiuni interesante aici, Claudiu Motoc, ce a venit și el în premieră pe Honda Civic TCR în acest sezon, Sorin Huțanu, Audi RS3 TCR și pentru el, de știm de la superari iată a venit și la viteză în coasta acesta, Marbanca, Kia C TCR, unic în model Kia C TCR din România, sau de ce nu pe Forin Durche cu acel frumos Mitsubishi Lancer Evo 9. Mergem la grupa 4 de performance factor, unde aici aveam, am avut dominanță pentru Bulgarul Iscrem Veselinov cu Asa Honda Civic, e secvenția de viteze, o mașină foarte ușurată și obine un pilot extrem de rapid, aș putea spune, la grupa 4 mai exact. Pe poziția a doua îl întâlnim pe Brașoveanul Vlad Colceriu, ce a mers pe un subaru în preța. iar la final de sezon a venit pe un Renault Clio Rally 5, iar pe 3 îl avem pe Robert Barabash, cu pe Jo306 Maxi, replica, să-i spunem așa, prin, iată, poziția a treia la această grupă. La grupele 5, respectiv, grup 6, anul ăsta, să vă spun sincer, nu prea a avut acțiune la etapele de Masters și o să vorbim aici la grupa cei cel care a punctat cel mai constant, să-i spunem astfel, a fost Loredan Ștefan pe o Honda Civic de la au Racing Pilot, ce stă în Germania, dar vine în România să concureze la această, la această disciplină. Și dacă este luăm pe grupa 6 mai exact, avem egalitate de puncte la vârf între Alexandru Crepel, respectiv la Colceriu. Cei doi sunt la egalitate cu 15 puncte, dar restul piloților au venit cu licență One Event. Atât la grupa 5, că și la grupa 6 au venit majoritar la Poiana Brașov, cum a spus apropo de piloți, mulți veniți din Capiată Național de Viteză în Coastă. Și pe scurt, asta a fost situația cu uh, trofeul Masters, iar acum Mergem mai departe la Campionatul Național de Viteză în Coastă, ce în acest an a venit cu mai puțin de 8 etape în acest sezon. Și vorbim despre Râșnov, Rânca, media și etape exclusivă pentru acest campionat, Harghita B, la fel etapă exclusivă, Reșița, Valea Uzului, la fel etapă strict pentru acest campionat, Straja, la fel etapă doar de CNVC și final a fost chiar la Baia Mare în septembrie și recunosc că s-a terminat cam destul de repede ca piată național de viteză în coastă în acest sezon, mai septembrie s-a terminat, dar mergem acum la clasament evident, iar pe prima poziție îl avem pe Emil Ghinea cu norma M20, Evo, campion național, își dorea de mult această clasare și iată a reușit să câștige multiple etape la general respectiv să facă noi recordul de traseu în acest sezon la diverse etape și a reușit să devină, cum am spus, campion național. Pe poziția a doua pe 4 ani de absență revine în acest campionat nimeni altul decât Julian Răduță, ce a preluat un prototip Osela pe care în trecut la chiar Siviu Dumitrescu și vine vicecampion național absolut, iată, la sezonul de revenire în campionat și pe poziția 3 a treia îl întâlni pe Dominic Marcu cu modelele Tesla, cu model 3 respectiv cu modele spray care a punctat și aici la CNVC și acesta prinde locul 3 la să nu uităm a câștigat etapă de la Râșnov, clasamentul Open la la CNVC și iată prin locul 3 și tot este campion la categoria 3 în acest campionat. Vorbim de categorii, mergem la categoria 1, unde Clujanul Bogdan Duma cu Mitsubishi Lens Revo 8 devine campion național. Să nu uităm, Bogdan a mers și în, în, Europa în acest sezon pe un Porsche 992 GT3 Cup la GT Cup în categoria AM și dacă nu mă știu, a terminat pe locul 4 la acea categorie. A avut și podiumuri, iată că în România devine campion național la această categorie la viteză în coastă. Locul 2 revine lui Florian Oprițescu, cunoscutul Pip, așa cum îl știm în padoc pe o rapid model Volkswagen Scirocco și pe 3 îl avem pe Sorin Huțanu cu al său Audi RS3 TCR. Dacă ne orientăm la categoria 2 unde avem aceleași prototipuri, pe poziția 1 îl avem pe Mirghinea, locul 2 pe Turăduță, pe 3 îl avem pe Dragos Savloschi cu Radical Pro Sport Evo, respectiv ocazional cu Ligie GS51, mașină care a mers și la Super Rally, să nu uităm în acest sezon. Și ca mențiune avem pe Taviciovică și de ce nu pe Boton Sabo, ce a venit pe un Radical SR3 în acest sezon la viteză în coastă. Mergem acum la grupele de performance factor și aici pornind la grupa 3. Grupa 1 și din nu s-au constituit în acest sezon, iar de aici pornind la grupa 3 și trebuie să menționez ceva important, de aici avem și aceste subcategorii 3A, respectiv 3B, mai exact. Iar la grupa 3 Open, cât și la 3B campion, este același Bogdan Duma cu al său Mitsubishi. Locul de este ocupat de Sorin Huțanu și acesta din numă de mine campion național la clasa 3A și pe 3 avem pe Bogdan Tomacun, Toma, Porsche Cayman GT4, iată o pilot ce a mers pe un 282 anul trecut, anul ăsta a venit pe un Cayman GT4 și a fost prezent, atenție, la toate etapele, că vorbim de Masters, că vorbim de campionatul convențional, a fost prezent la fiecare etapă. Mențiuni onorabile de ce nu, Claudiu Ciucă, Ciprian Cebotaru, Mitsubishi Lancer Revo 7, Cosmin Ion cu Audi RS3 TCR, Ovidiu Dulăceu cu Mitsubishi Lancer Revo 10, Adrian Coman cu Volkswagen Golf GTI TCR sau de ce nu Alexandru Seb din Brașov care a venit cu o mașină, aș putea spune unicată în România, un Volkswagen Golf 5, fostă mașină de BTC City, capiatul britanic de turisme, iar pe final de sezon s-a mutat pe o Mitsubishi Lancer Revo 6 mai exact. Mergem mai departe, trecem la grupa. 4 de Performance Factor, aici unde Antonia Tănasie cu Golf 4 devine campioană națională și a putut o, o luptă foarte interesantă cu Florin Roșca ce vine pe locul 2 și devine campion la grupa 4-a pe un Volkswagen Polo Kit Car mai exact, iar pe locul 3 cu a sa locomotivă de reșiță îl întâlni pe reșițianul Andrei Precup cu al său Seat Toledo Diesel. Iar aici alte nume interesante ar fi Mircea Popescu ce a venit de la jumătatea sezonului pe un frumos Subaru Impreza, respectiv la început de an l-am văzut pe un Citroen C2R2 sau de ce nu Telecan cu un spectaculos Volkswagen Golf 1 pregătit special de coastă. Cei doi s-au duelat la categoria 4B mai exact. Mergem mai departe, trecem la grupa 5 și respectiv 5B unde campion aici a ieșit reșițeanul Darius Vălsan cu al său BMW 36 Crazy, așa cum ne știm un padog a făcut mult spectacol în acest an pe trasele de coastă. Locul 2 revine lui Gheorghe Badea pe un set Ibiza Diesel, singurul concurent a mers la 5-a în acest sezon, iar pe locul 3, tocmai o mașină diesel, îl avem pe Răzvan Gosta din Reșița, cu un în Golf 4, cu poveste foarte frumoasă acolo la Reșița, pe ieșire în decor, s-a reconstruit toată mașina și a revenit la start la etapa sa de casă, nici 12 ore de la acel incident și a reușit să facă o performanță bună, aș putea spune, overall în acest sezon. La capitolul mențiuni, Ionuș Simon pe Seat Diesel, Mihai Rotaru pe un BMW 30, respectiv bu bulgaro Nedialco Denev, ce a venit la noi în țară pe o Honda Civic Typer. Mergem la grupa 6, unde aici am avut destul de multă animație, aș putea spune. E la grupa 6 overall, căci e la 6A, îl avem campion pe Costin Popescu. Doc, așa cum le știm, pe asa rapidă Honda Civic. Locul 2 este ocupat de Tudor Luca pe un Volkswagen Golf 4 Diesel și pe poziția 3 și totodată campion la grupa 6B, îl avem pe fiul lui Radu, Radu Bena și anume Nicolas Bena ce a venit și el la viteză în coasta, a său un campionat pe un Peugeot 208 R2 și pe Ford Fiesta R4 și pot spune că a avut și un ajutor de nădejde, nimeni altul decât Lucien Hora a stat în mașină cu el. La capitolul prestanțe interesante Siviu Pornuță cu Peugeot 206 RC sau de ce nu italianul Mattia Carnesali, cel știam anul trecut la slalom paralel pe Logan, anul ăsta a venit pe un Peugeot 208 28-2 la viteză în coastă. Facem pasul și la grupa 7 de performance factor, deși aici am avut multă, multă animație. Campion iese Alexandru Crepelca cu Asa Honda Civic pe poziția a doua și campion la 7A îl întâlnim pe Gorjeanul Alexandru Andreoiu cu al său micuț Renault Clio și pe 3 și totodată campion la 7B îl avem pe Cosmin Petre cu Asa Dacia Logan pregătită pentru viteză în coastă. Totodată vreau să-i menționez și pe Adrian Coteanu cu Citroen Saxo Cezar Barbu cu Renault Clio RS, Kim, pilot ce a venit de la Macadam la asfalt de la Slalom în paralel la această disciplină pe un Peugeot 106 sau de ce nu pe Gabriel Găman din Reșița cu un frumos Seat Ibiza. Asta ar fi situația la grupă de performance factor, mergem și alte categorii cum ar fi junior mai exact, unde Tudor Luca este campion național, urmat de Nicolas Benea pe 2 și pe 3 se află Max Ichim. La capitolul piloții de la junior care au făcut prestații bune în acest sezon, Andreea Roșca, nepoata lui Florin Roșca și a făcut debutul în motorsport pe un Renault Clio. Totodată i-am avut și pe Gabriel Neagu, cel ce știam de la demânarea Auto în 2023, anul s-a mutat pe un Renault Clio și Andreea a mers tot pe un Renault Clio în acest sezon. Ruxandra Ioniță de la Hot Lab Competition a făcut switch-ul la viteză în coastă pe o Honda Civic Type R sau de ce nu prezențele Teodorei Merle pe care o știm din slalom paralel al și așa mai departe. A venit și la câteva etape cu un Renault Twingo mai exact. De la junior ne mutăm la la debutanți, piloții care sunt la început de carier la primul lor sezon de viteză în coastă, iar același Nicolas Bena este campion, urmat de Maxi Kim pe 2 și Matia Carnesali prinde poziția a treia mai exact la debutanți. Tot aici am avut și pe Gabi Neagu, pe Giorgio Nustroe pilot ce merge regional de viteză în coastă din Gorja a și el pe un Renault Clio în acest sezon la capiatul național, sau de ce nu pe Daniel Arcan ce a venit pe fie pe Renault Clio, fie pe Renault Megane Coupe. De la debutanți ne mutăm la istorice, că evident am văzut și mașinile istorice prezente în această disciplină, iar aici campion la Open, că și la clasa E2, adică mașini făcute din 1982 până 1990, îl avem pe Vulceanul Marius Băltățeanu cu Toyota Celica, devine campion național, pe poziția a doua la general, cât și campion la grupa I1, adică mașini făcute până 1981 și la clasa 2, mai exact de cilindre, adică mașini cu 1 1.3 până la 1.6, mai exact, îl avem pe Andreea Gapian, nume cunoscut la la istorice, atât la viteză cu asta, cât și la raliuri pe un Volkswagen Golf 1 mai exact, și pe 3 la general se află Mircea Avrămescu din Reșița, ce a venit și el pe un Volkswagen Golf 1 GTI la istorice, anul trecut la pe un Golf 4, anul ăsta s-a mutat la istorice cu această mașină. Mergem mai departe la mențiuni de la această clasă de istorice, Ionel Gheorghe a făcut și el la început de carieră pe un BMW 30, Petru Constantinescu, deja un veteran la viteză în coasta la istorice cu un Opel Ascona și de ce nu chiar pe în de comentariu de la etapele din Național, Alex Lascu, ce a reușit la Pana Brașov, chiar dacă nu a fost etapă în istorice la general, Alex a reușit să câștige cu al BMW 30 etapa de acolo și a făcut și el mult spectacol cu acea mașină și îl felicit și din nou pe această cale pe Alex. De la istorice facem pasul la Dacia Revival. Dacia Revival ne trăim mașinile Dacia, iar podiumul la Open, că și la grupa Evo, aici unde avem cele mai avansate mașini ca și construcție, să spunem așa. Robert Adam cu asta Daci Sport devine campion național la ambele categorii. Locul de este ocupat de Alexandru Cosmoiu cu o Dacia 1300 și pe 3 îl întâlnim pe Cătălin Petroșanu, Cătălin Petroșanu ce a rulat în acest sezon cu Asa Cornelușa, ei bine Cătălin ce merge viața zi cu zi scau cu rotile și și-a adaptat mașina pe toate aceste competiții și mă bucur să-l văd la viteză în coastă și mereu când am vorbit cu el era foarte bucuros de faptul că participa la această competiție cu Asa Dacia Berlină și ocazional l-am văzut și la Super Salon cu acel model Mergem mai departe la capitolul mențiuni la Dacia Revival. Valentin o să nu uităm de el, campionul grupei 1 mai exact, cu asta Dacia 1310. Lucian Rădus, dragi prieteni, a venit și el cu o Dacia Nova un nume cunoscut la lupta pentru victorie, de fel la viteză în coastă. Iată că acum a venit cu o Dacia Nova la Revival. Mihai Pop, campionul grupei 2, dacă nu mă înșel. Uh, Andrei Rotaru pe o Dacia 1300, respectiv Dan Spuderca, acum frumos, Renault 12 Alpin, sau de ce nu Marian Păun, pe un o Dacia 1300 și mi vreau să fac o mențiune onorabilă, deși nu a fost făcut clasament, dar au fost prezenți în acest an, clasa națională Dacia mai exact, i-am văzut la Răjnov și la Păiana Brașov și aici am avut nume precum Mihai Alexandrescu, Bogdan Bărbatu, Adrian Dobre, Dan Nirișteanul respectiv Mihai Pop cu Asad Dacia 1310, Alexandrescu, Bărbatu, Dobre și Nilișteanu au fost cu modele 1300 și pe scurt, asta a fost situația la viteză în coastă, cam așa s-a desfășurat sezonul 2024 și acum să vedem ce urmează și anul viitor. Da, și într adevăr ce an 2024 am avut incredibil din toate puncte de vedere cu destul de mulți piloți prezenți la start, foarte mulți juniori la rândul la rândul nostru și la rândul lor și nu numai. Am avut un an interesant, am avut un an în care am avut și prezențe în competiții internaționale, Alexandru Pițigoi Alexandru Dodo Pițigoi sau Dodo Pizicui, cum știe lumea cel mai bine, a avut o prezență în Austria când vine vorba de campionatul european de viteză în coastă, de European Hill Climb Championship. Evident, legendarul drum al poenii care a readus la start foarte multe mașini și istorice și nume interesante. Uite, putem să menționăm faptul că Shervin Kelly, vicecampionul din anul 2014, a venit cu... A venit prezent la start cu o Dacie. Evident, ultima lui prezență a fost, dacă nu greșesc, în anul 2019, tot pe legendarul drum al poenii cu un Mitsubishi. Evident, în secțiunea de comentarii puteți să mă corectați dacă greșesc, dragilor, și evident să spuneți și numele modelelor, în cazul în care nu le zicem complet. Bun, am avut un an 2024 interesant, cu foarte multe momente, evident, cu un, un Pluton destul de plin, aș putea spune, comparativ cu, cu alți ani. Evident, fiecare părere este împărțită. Ce ne așteaptă în anul 2025? Adică din punct de vedere al traseelor, material de concurs, piloți, nume care să participe în campionatul european de viteză în coastă, pentru că anul acesta a participat Dodo Pițigoi, anul trecut a participat el și cu Cosmin Ion și vedem, poate cine știe, poate anul viitor poate vin și alți piloți în da. campionatul european de viteză în coastă. Tu ce zici, Andrei? Pentru 2025, dacă este să ne raportăm la treaba asta, adică am văzut, se anunță cam 8 etape. Nu știm exact dacă cum va fi împărțirea între Master și CNVC, dar ce se știe sigur va fi vreo 8 etape la anul. Iar la capitolul materia de concurs și alte cele, momentan nu avem multe informații. Eu recunosc că nu am multe informații legate de acest lucru. Probabil o să-i vedem poate tot pe aceste mașini, pe majoritatea pilotilor. A, o chestie sigură, o am aflat acum recent la Cupa de Anduranță că Jérôme Franz va reveni la viteză în coastă, cu siguranță cu Nova Proto MP01, dar la restul, de adevăr, sincer, nu am multe informații legate de ce va urma 2025, nici calendar nu este sigur, dar ce știm că s-ar putea să fie tot 8 tot, etape ca în acest an, dar vom vedea cum o să fie și împărțeala între ele și nu numai. Și poate ce -și de, poate vom avea și nume internaționale, cum am avut anul trecut pe Jofre Joffre Jvrat, care anul acesta a ieșit campion european la, la viteză în coastă. Cine știe ce nume noi vor veni atât internațional cât și național, ce etape vor, vor, mai fi cu siguranță, pentru că sunt planuri, sunt planuri pentru campionatul național de viteză în coastă și pentru trofeul Masters, ca să menționez acest aspect. Și să vedem anul 2025 cum va arăta, din toate punctele de vedere. Chiar, dragi, sunt chiar curios să ne spuneți în secțiunea de comentarii cum a fost, cum a fost experiența voastră sau cum a fost, mai bine zis, Prima experiență de viteză în coastă sau trofeul Masters, mă că eu am fost la trei etape, la Răjnov, care a fost etapă comună, unde ne-am și văzut Andrei, <gângânt> la Sinaia și evident pe legendarul drum al Poenii, așa cum spun de fiecare dată, pe drumul ce leagă Brașovul de Poiana Brașov, ultima etapă de trofeu Masters, sunt de acolo, mai vreau să mai menționez faptul că am avut foarte multe modele istorice, foarte, foarte multe modele istorice, într-adevăr, foarte multe mașini retro, aș putea spune, te rog Andrei. Uh, uite, și eu vreau să menționez ceva anul ăsta la viteză în coastă. În primul și primul rând, nu știu dacă se vor uita la clipul ăsta, dar mulțumește, mulțumesc Alex să mi-a fost alături la comentariul anul ăsta. Am bifat patru etape de viteză în coastă. Sincer, nu mă gândeam vreodată cum să fac atât de multe etape de coastă. Eu de fel făceam una pe an, dar uh, uite că anul ăsta s-a tăplat și eu la Râșnov, la Rânca, la Mediaș, cât și la Păiana Brașov la finala de la Masters. Uh, multe amintiri plăcute, aș putea spune, legate de aceste etape uh, și sper la anul să mai ajung și la, la ei. Mie mi-a plăcut așa pe total, am avut ocazia, uite, am avut norocul ca ziua de sâmbătă să o am liberă și să merg pe traseu să urmăresc evoluția piloților și am avut niște surprize plăcute, aș putea spune, la unii. Și uite, chiar vreau să fac o recomandare pentru urmăritorii de, de viteză în coastă și tot să explic și pentru cei noi cam ce înseamnă o etapă de viteză exact, în Exact, asta coastă. Uh, vă dau un, un, pont la rând ca să mergeți. La postul 35, adică în ultimul viraj, sunt niște mici dealuri acolo că vreți să stați și efectiv vă puneți pe deal și vedeți numai puțin din un sfert din traseu mai exact și eu am avut ocazia să văd la un moment dat pe traseu patru mașini deodată ceea ce a fost o senzație rar întâlnită pentru mine să fiu la, la Picepric, și... mai poți să vezi așa ceva. La Pikespeak și pe Transfăgărășan, dacă este uităm dacă mergem pe Bulea Lac. Dar uh, pentru mine chiar a fost ceva frumos să-i văd la treabă și ecoul format acolo între, între dealul și între munți a fost ceva uh, frumos și uh, eu sper să, să mai ajung la, la viteză în coastă. Mă vrei să mă întreb legat de format. Ce întrebări da, ai da. legat de format? Da, <laughs> de... Nu, se desfășoară o etapă de viteză în coastă, evident, uh, sta ora de plecare Câte mașe sunt Și așa mai departe Că poate sunt oameni Care chiar nu, nu știu Hai să luăm așa Pe scurt Că ne permite și timpul momentan Ei bine o etapă de viteză în coastă La noi în țară Ține în principiu Cam două zile dacă e să punem ziua de vineri, ziua de vineri, mă rog, începe cu verificări tehnice, administrative, adică acte și așa mai departe, verificări tehnice, adică dacă mașina e în regulă și așa mai departe, dar seara de fel se face un star festiv, să spunem așa, o prezentare oficială a piloților, unde se face poza oficială de grup înainte de, de competiție, respectiv, Eu, de exemplu, sau Alex sau Ștef vorbim cu piloții, schimbăm câteva impresii cu ei pe o transmisiune live și după aceea uh, îi lăsăm în pace, ei se duc cu treburile lor mai departe. Sâmbătă începe treaba adevărată, încep manșe, sunt mai puține 5 urcări mai exact sâmbăta. De fel, sunt trei sesiuni de recunoaștere. În general, sâmbătă începe acțiunea ori pe la 9, ori pe la 10. Depinde de traseu, acum e variat, deci da. 9-10 în zona aia. Sunt trei mașe de recunoaștere, unde acolo piloții merg să învețe cumva traseu, să adapteze cu mașina de concurs pe el și așa mai departe. La recunoaștere poți să mergi cu invitat. Uite un lucru foarte, foarte important pe care vreau să notez. La viteză în coastă tu e singură mașină la concurs. La recunoaștere se acceptă să iei un invitat, un prieten sau așa mai departe, să vezi, să experimenteze și el senzația unei etape de viteză în coastă bună. Da. Ai trei manșe de recunoaștere. Se cronometrează, dar în principal nu prea contează mult timpul la astea, doar să te adaptezi cu mașina. E după aia, cam pe la ora 3 după masa de fel, începe o treabă destul de serioasă sâmbătă și anume nume două sesiuni de antrenamente cronometrate. Mai mult le-aș putea zice calificări, aș putea spune. Da, da, da. Iar aici, mai aici, aici, piloții merg singuri în mașina de concurs și merg destul de tare. Pentru, uh, pentru, pe traseu, ca să facă o poziție cât mai bună de start. Deci tot practic în antrenamente cronometrate, aici nu contează timpul cumulat ca la mașe de concurs, nu. ce mai rapid timp, timp făcut pe o mașină, era acel timp care, mă rog, l-ai făcut ce mai rapid, să spunem așa, îți dă cumva poziția la ordinea de start de zi următoare. Deci ca să înțelegeți, dacă ai un timp relativ slab, mergi cu o Dacia Sandero, da? nu poți zici că ai un timp rachetă, să zicem, nu, ai un timp ok, să zicem, micuț așa, nu foarte slab. Ești minte primii la start, după istorice. E, dacă mergi, de exemplu, cu Dacia din spatele tău sau cu un uh, prototip de categoria 2, e, aici se schimbă situația și mașinile fiind mai rapide pleacă ultimele în mașinile de concurs, nu pleacă primele, ci ultimele, practic, ca să fie spectacolul și recunosc că asta îmi place mult la viteză în coastă, când <sus> e așa e un suspans până la grei la final. finalului și până la final și aștepți cu nerăbdare să vezi ce se întâmplă. Asta ar fi ziua de sâmbătă, de deci sunt 5 urcări de fel, iar duminică sunt 4 urcări. Ce înseamnă patru orcări? Adică ai două manșe de recunoaștere unde deja cumva cunoști traseul, poți să mergi cu un invitat, poți să faci și alte chestii, dar deja te obișnuiești din ce în ce mai mult cu traseul. Sunt două manșe de recunoaștere, iar mai apoi, în general, după ora 1, după ora 2, cam pe acolo, începe treaba cea mai serioasă la etapă și anume manșele de concurs. Deja aici vorbim de altă treabă deja este o mașină de concurs, casca pe cap mine în zonul centru trase, deja aici trebuie să mergi cât poți de tare pe traseu, mașe, sunt două mașini de concurs și aici mergi cât poți de rapid pe, pe, urcarea pe traseul montan, pe vine trasee ce sunt în zona montană și sunt în urcare mai exact la viteză în coastă, nu în coborere, nu altceva. Da. Ei bine, la mașini de concurs, timpul aici e diferit față de antrenamente cronometrate. Aici se cumulează timpii din ambele mașini de concurs, iar cel mai mic timp cumulat pentru un pilot de la o anumită clasă dă câștigătorul clasei sau câștigătorul la general. Ei bine, dacă e un timp mai slab, se zicem, mici printre ultimii, deci aici se ia în ordinea crescătoare a timpilor la clasamentul final, deci cel mai mic timp cumulat dă câștigătorul și tot așa până la final vezi timp din ce în ce mai mari pe, pe listele de de star sau așa mai departe cum vreți voi să le ziceți da, de clasamente finale și așa mai departe da, e, s-a da, terminat de concurs ce urmează aici? e, urmează o festivitate mică de premiere adică se premiază topul 3 open la ce etapă Primii trei se urcă pe podium, primesc cupe, primesc șampanii, coronițe și așa mai departe, iar la final eu sau colegii mei de la comentariu luăm niște interviuri și aceștia spun părea despre tapă, cum a fost, nu știu ce etăcă, iar mai apoi se îndepărtează podium, mașinile se duc în zona de par de service, unele deja se urcă pe platformă, pleacă acasă unii, dar alții rămân pentru festivitatea generală de premiere pentru toate clasele, că vorbim de masters, că vorbim de viteză în coastă. În se facă la 6.30 seara 7 pe la 8 se termină și deja toată lumea pleacă acasă cu inima păcată că s-au dat la coastă și că s-au bucurat de experiențele de, de la curse din weekend și pe scurt asta ar fi situația legată de o etapă de viteză în coastă în general în trecut existau și etape de o zi acum mulți ani erau e era un desfășurător interesant acum aproape 15 ani avea etapă vineri, sâmbătă era pauză și mai avea etapă duminică și era o etapă relativ scurtă, avea o mașină de recunoaștere, vreo două de antrenamente sau trei de antrenamente, dacă țin bine minte, și două de concurs. Așa era cu mulți, mulți ani, acum nu mai e chiar, așa de prin 2013 s-a făcut acest format de care v-am povestit și uh, cam asta ar fi, să o spun pe adevărat. A, ah, uite, că tot vorbim de, de coastă și așa. Sunt și campionate regionale. Dacă vrei să te dai cu mașina personală, există campionate regionale în județul Gorj, în Hunedoara, avem și o etapă de sine statătoare la Paltiniș prin octombrie, Marele Primul al Sibiului, așa se numește. Sunt etape gândite pentru amatori, sunt etape gândite pentru cei care vor să încerce ceea ce înseamnă viteza în coastă autohtonă pe trasee, gândite cumva să nu merge extrem de tare, dar sunt trasee tehnice, trasee care te pun cât de cât la treabă cu mașina de concurs. Dacă vreți mai multe detalii, vă așteptăm în comentarii să vorbim despre treaba asta, pentru că nu ne permite nici timpul să spunem pe aia dreapta aici pe, pe, Zoom, dar uite că asta ar fi o etapă de viteză în coastă. La astea regionale ține doar o zi, deci nici nu vă rup de bani să spunem pe aia dreaptă și cu siguranță dacă vreți să încercați, Încercați-le, dacă vezi multe detalii, vă așteptăm în comentarii să discutăm despre treaba asta. Da. Și cam asta ar fi. Asta am vrut să zic și ca așa ca o mică mențiune înainte să ne apucăm de, de rol de final. Respectați cu strictețe ordinele date de către arbitrii acolo, arbitrii posturilor, ca să fiți cât mai siguri când vine vorba de campionatul național de viteză în coasă și trofeu astăzi, pentru că motosportul poate fi periculos din toate punctele de vedere. De asemenea, mai menționez faptul că ziua de duminică, așa cum am prins eu la Sinaia, dacă în mașa a doua de recunoaștere începe ploaia, piloții mai au o mașă de recunoaștere pentru a se putea, a se putea vreau să te corectez un pic aici rog. nu se face mereu așa la Sinaia într-adevăr s-a putut face pentru că e traseul relativ scurt și nu au fost multe mașini dacă aveam ca la poiana anul ăsta nu puteai să faci treaba asta, n-aveai cum să faci dar asta e un pic adițional acea mașă de, de recunoaștere în caz de urgență sau așa mai departe dar în principal formatul este cel de care am spus eu adineu Honkui. Ok, ok, perfect. Am vrut să fac așa o mică mențiune asta în cazul în care poate sunt oameni care apucă o, o manșă de ploaie, să zic așa, o manșă doua de recunoaștere pe ploaie la viteză în coastă și se întreabă de ce se mai desfășoară încă una. Asta așa ca o mică paranteză. Deci da, dragilor, hai să avem un an 2025 interesant, hai să vedem ce planuri mai urmează. Deja am avut foarte multe surprize, schimbări de material de concurs în cadrul multor piloți. Am avut Mașianul Dominic Marcu, modelul Model S-Plate de 1000 de cai putere sau 1000 de cai... 1020 1020 de cai putere sau cai electrici, depinde cum vreți voi să spuneți Mașină lui Horia Platona, evident echipa lui dorește să ajungă la Pikes Peak anul care urmează, așadar multă baftă Uite, Am... era să uit o chestie, Vlad, scuze interrup. că te întrerup. Jérôme France a mers anul la, la Pikes Peak, să nu uităm, cu porsche exact. Și a prins și podium la clasa sa Și uite că avem și un campion care a mers la Pikes Peak în acest an da, da, exact. Și am vrut să menționez treaba aceasta cu Jerome France. La Time Attack 1 mai exact, așa să numi categoria, a reușit un super bloc 3 pe un Porsche cu care a mers într-o etapă franceză de, de viteză în coastă. Așadar, felicitări Jerome, felicitări tuturor, felicitări de și lui Radu Benea pentru modelul Ferrari 488. Mașina pe care Igor Stefanovski o pilotează, să zic așa, modelul, nu mașina, evident, modelul pe care pilotează în campionatul european de viteză în coastă, Nord unde acolo a făcut o senzație incredibilă așa, dar putem să spunem că avem în zona balcanică două modele Ferrari 488, Igor, Stefanovski respectiv. Avem și 458 să nu uităm și da, exact, și mașina lui Armando Batocchi și multe, multe alte mașini care cu siguranță le-ați remarcat. Hai să avem un an 2025 interesant, de asemenea vă lăsăm tot ce înseamnă social media în descriere legat de campionatul național de viteză în coastă, o să rog pe Andrei acolo să, să mă ajute un piculeț în detaliu și evident și social media lui dacă aveți întrebări legate de campionat și nu numai și în secțiunea de comentarii Andrei va lăsa acolo niște update-uri și upgrade-uri la viteză în coastă. Te rog Andrei, înainte să ne apucăm de uh... de din... Uite, dacă e să încheiem treaba asta, eu sincer chiar vă recomand dacă ajungeți anul viitor pe la viteză în coastă să veniți, pentru că sunt niște mașini foarte faine, avem niște trasee de coastă România destul de frumoase și eu zic că merită să veniți să, să vedeți la treabă aceste mașini și sper la anul să ajung și eu la mai multe etape la, la ei, cine știe vom vedea. Dacă apare un calendar sau ceva, vă spun în secțiunea de comentarii. Dacă v-am spus, dacă vreți să faceți detalii despre campete regionale, la fel în comentarii vă aștept cu drag. Și Vlad vă așteaptă, evident, că e canalul lui de YouTube până la urmă. Da, da. Așa? Și o mică și... mențiune, o mică mențiune da. de, dacă îmi permiți, îmbinați utilul cu plăcutul. Pasiunea de mașini și de motosport cu pasiunea naturii. Vedeți cum Corect. natura își arată colții, ca să zic așa, când vine vorba de vitezele în coastă. Chichi, și să mai zic că sunt fane de văzut pe ploaie, cum am zis și clipe trecute. Da, da, exact. Da, deci, da, dragilor, vă așteptăm un număr cât mai mare. Iar noi, pe următorul jurnal video, ce jurnal video urmează, nici noi nu știm, însă avem un plan bine stabilit să acoperim cât mai multe competiții naționale. Evident, reamintesc de cele trei proiecte de tip interviu sau cele patru mai nou, uh, Motorsport People, Female Racing Driver, Next Generation, respectiv uh, motorsport internațional, motorsport internațional exclusiv în limba engleză cu piloți din uh, competiții internaționale, evident motorsport people, female racing drivers și next generation cu piloți, oameni din motorsport și așa mai departe uh, în limba română, ca să comunezeți acest aspect. Iar noi până la următoarea întâlnire, eu am fost uh, cu Vlad Andrei alături de noastră Andrei Marius Mangalia. Până la următoarea, dragi, o țineți minte, asta, nu e circuit, let's go racing vrum și țineți că este și mai tare. Toate cele bune, pe curând! Salut